Bă, ce și-o făcut, bă, fata asta, bă, ce Dumnezeu! Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Îmi este și rușine să zic, bă, am revenit, că știu că am mai zis asta de vreo 4 ori, dacă nu mă înșel. Astăzi ne uităm la oameni care au vrut să facă mai frumoși, dar s-au făcut mai urâți, adică operații estetice fail. Iar dacă facem 30.000 de like-uri, o să vă arăt ce am luat. Nu numai pentru mine, pentru noi toți. Hai, 3, 2, 1 și... A, uite. Trei, doi, unu și... Era un moșuleț pe nume Sniculeț și arăta ca un văr și n-are nici păr. E un ratat și face YouTube din pat și și-a luat chitară, dar n-are mamă, am. Chiar o am pe mama. Vă promit că pe fiecare episod ce trece o să învăț să cânt și o să facem în fiecare episod așa ceva, o muzicuță de asta. O să învăț, bă, să cânt pentru voi, bă, pentru voi. Și dacă vreți până schimb eu cadrul cu monitorul, puteți să dați acolo să vă abonați și să activați acolo clopoțelul cu toate notificările, bă, să primiți toate notificările, bă, de la mine, bă. Hai să vedem, deschidem aici, o prima poziție. Leu, ce m-am speriat, fă, ce mi-aș cruce Maria Magdalena dacă n-am crezut că, bai, leu. Am afară Catherine, că nu râdem sau așa. Bine, o să râdem, îți dai seama că până la urmă trebuie, nu, și bă, și când trebuie să râzi o leacă, adică ferească, maica. Oaleu, cred că cu un ochi se uită la cameră și cu unul la mine, vă jur pe viața mea, dar nu asta e problema. Chiar nu e asta problema, nu-i, chiar nu e asta problema, vai leu, câte sunt pe lângă. Ia uite, mere, că mi-a făcut și eu lanț din durere aici, ia uite, de la spânzărătoare, mi-a făcut lanț de durere. N-are rost să zic, erau femei super ok înainte de operația asta estetică, acum zici că-i vrăjitoarea din Minecraft, vă jur, aia că faci, știi care îți aruncă cu poțiuni de alea, mă jur, cam așa arată. Ce mă deranjează cel mai tare și îmi disturbă așa vederea, i-a apărut o aluniță, veri, și aici nu avea, și aici i-a apărut o aluniță. Cum i-a apărut o aluniță? Eu lasă-mă, am blocat. Ok, sprâncenele l-am înțeles. Fruntea au devenit ușor aeroport, așa, aeroportul Harry Quandabaca, ușor, așa, și buzile sunt exagerate, pomeții la fel. Dar lunița aia, cum a apărut, veri? E parte din operație, i-o băgată la apă și-o făcut tatuaj oare cu aluniță? Cum ar fi, frate, să vrei tu o aluniță de aia, așa, știi, chiar să-ți faci tatuaj cu aluniță? De la asta nu m-am gândit niciodată. O să zic la fiecare persoană dacă o merita să-și facă operație estetică sau nu o meritat. În cazul ăsta, nu o meritat. Următoarea, băiatule, bă, să mi-o căzut camera de pe carte, bă, să mor. Nu pot să comentez că poate, nu știu, dar mie mi se pare că femeia era o leacă trasă și înainte. Eu așa zic, adică mi se pare că, eu uite, avea fața prea groasă, bă, ceva, uite, ochii, e posibil? Bă, le-o veri, șorul meu, dacă nu și-o făcut, Dumnezeu, de ce ai face, bă, așa ceva? Bă, poate așa era ok de genetică, știi, de pisică, așa, nu știu, de felină, dar acum nu mai e veri felină, e budinca, e budinca. Păi budin, că nu felină, mă jur. Hai, dacă am zis că dai de la Dr. Rotker. De aia cu vanilie, ferească sfântul că s-a făcut și blondă. Nu înțeleg, chiar nu înțeleg, nu-mi dau seama. Să fim sinceri, uite, hai, lăsați toți un comentariu. Ce ați schimbat la voi? Da, eu citesc toate comentariile și dau inimă, încep eu primul. Eu personal, dacă ar fi să schimb ceva, să o încadrăm în operație estetică, ar fi să fac și un implant de păr, că, ia uite-l. Op, ia uite-l, s-a dus, aleu! S-a dus, o fuge și a plecat în țările calde. Da, mi-aș pune aici un implant de păr. Nu știu, dacă poate să-mi ia niște fire de pe picioare, că tot am multe, să mi le pun aici în față, știi, așa, să-mi planteze vreo 1000 de fire aici, să pot să-mi dau și o volum la păr, veri, că mă, aici pe colțuri nu mai e, veri, intră frigul, știi? Mai am o leacă și-mi crește tu capul, știi, că, bine, acum o să dau și o vorba aia, că părul prost părăsește capul deștept. Deși sunt sigur că era părul deștept părăsește capul prost, dar nu-i problemă. Uai de capul meu, ferească, bine, bă, asta cred că o știi toată lumea, Donatella Versace, nu pot să înțeleg, nu mă iau de oameni, nu. Facem așa un mișto micuț, dar să-mi trăiască mie mama 150 de ani, verișorul, dacă nu. Dacă găsesc episodul, o să-l pun pe ecran, mi-aduce aminte, bă, de niște vampiri din Scooby-Doo, frate, de acum 20 de ani. Era un episod cu niște vampiri care arătau exact așa, mă jur pe ce vreți, bă, dacă n-arătau exact așa, veri, nu pot să înțeleg, bă. Eu văd aici sprâncile în relief, bă, ia uite, bază relief direct aici, ca să nu mai zic că și ei au plecat o leacă, practică, mă înțeleg că și oamenii s-au făcut aici nave maritime, port din Constanța, dar la ea s-au făcut aeroportul internațional Dubai, bă, mă jur. Ia târnă urechile acum. Bă, frate, bă, așa, cum, bă, nasul i s-o plăștit așa, muntele Rushmore, direct, nu pot să înțeleg, vere, cum se face așa, nu, bine, nu cred că o vrut, eu înțeleg că sărace, cred că nici ei oamenii ăștia, știi, că nu s-așteptau, că cred că a fost un fail, frate, s-au îmbătrânit și numai alea au rămas la fel, știi, se îmbătrânește fața și plasticul rămâne acolo, știi, de-aia se numește plastic surgery, bă. Uai, ferească sfântă, bă, n-ai cum, bă, să o vezi pe femeia, n-ai cum, cu tot respectul meu, imaginează-ți, vere, că ești singură în casă, e 3 dimineața, s-aude ceva, te ridici din pavere și o vezi pe asta în colțul casei, vere. O vezi pe asta, vere, vezi doar pupilele, știi,
zic în rest ochii negri, vezi pe asta așa cum stă la colțul patului, vere exact așa cu o chestie de asta albă pe ea, păi ce faci, vere? Îi las și chei de la apartament și chei de la mașină, vere, îi plătesc eu parcare, îi plătesc tot, dar am plecat, vere, nu mai dorm, mă dorm cu ochii deschiși de acum. Cu tot respectul, dar e fioroasă, adică e pas, e un pas de la mine. Bă, ce și-o făcut, bă, fata asta, bă, ce Dumnezeu Sfântă Marie Magdalena și Doamne. Bă, ce-o și-o băgat grea, așa în aspirator, știi, și eu tras buzile, n-ai cum, frate, să mori bine. Nu pot să-mi dau seama dacă arăta mai frumos, hai să fim, bă, sincer, acum, parcă arăta mai bine în stânga decât în dreapta, sau... Oare ce ziceți voi? Cum arăta mai bine? Dacă stai așa cu ochii între deschis, nu știu dacă se vede pe telefon, dar zici că sunt doi cârnăciori de avere, știi? De cârnăciori de aia pe care trebuie să-i prăjești, știi cum ar veni pe bune acum, nu? Ia iurea rău de tot, să mor, uite, o plâns, bă, o plâns, bă, o plâns, bă. Bă, o plâns, bă. Bă, cred că pot să o fac să se simtă mai bine. Cred că cu siguranță voi putea. Hai te acum zâmbește, ai buze de pește, hai simte-te bine și cântă acum cu mine. Haide, toată lumea cântă, cântă toată lumea cu buzele mari. Și haide, cântă toată lumea, cântă toată lumea cu buzele mari. Da, cred că mai mult am întristat-o pe săraca fată, oricum deja plângea. Cred că măcar, poate i-am trezit măcar un zâmbet așa, știi? Chiar dacă nu știu să cânt bine, nu cred că mai are cum să zâmbească, pentru că are buzele prea... Dar asta e altă parte a planului. O, ferească sunt... Bă, oare de ce nu s-o lăsa, frate, așa? Că arăta ok, gen, chiar arăta, nu pot să zic, arăta ok, arăta bine. Uite ce și-au făcut, frate, i s-o subțiat aici fața, i s-o... Mamă, să mor, bă, zici că se bate buza cu nasul, să mor, că nu vrea să zice buza, mamă, ce, când îl prind pe nas, îi trag o cafteală, vere. Și vine și verișorul lui buza de sus, buza de jos, știi, vine, mamă, când îl prind și-o pe la nasul, să vezi ce-i trag și eu, știi, și să aliază buzele să bată nasul, frate, că nu pot să înțeleg. Înțeleg că este o problemă gravă, din nefericire, alegerea au fost a lor, eu mi-aș pune un pic în... E ca și cum mi-aș face un implant și mi s-ar umfla capul. Ar fi aiurea. Dar eu am vrut, chiar aiurea rău de tot. Direct mi-aș face mărci cu extraterestru, știi, frumos, așa, cu capul meu, bombat, așa, bă, trebuie să știi să câștigi că-mi pierzi, bă. O să-i dau un pește la fata asta, săraca, nu a reușit, îmi pare rău de tot. Următoarea poză cu J. Jonah Jameson din Spider-Man, bine, nu știu cine-i băiatul ăsta, dar nu știu dacă e real, dar dacă e real îmi pare... Să mor dacă nu-mi pare, bă, rău de tot, bă. Nu puteți să comentați. Eu cel puțin am tot dreptul să comentez pentru că el are păr. Deci, măcar s-a făcut fața cum s-a făcut, dar măcar are păr, bă. Vedeți? Vedeți, bă? Poți să ai tu fața cum vrei tu. Dar totuși dacă ai o leacă de păr, nu știu, așa un buz de confident, știi? Ești mai altfel, frate. Bă, am păr. Ia uite, îmi dau cu mâna prin el și îmi fac o freză, știi? Nu înțeleg ce nu i-a convenit așa, că mi se părea că era un bărbat ok. Adică avea și păr. Ia uite, săracu avea păr, n-avea aeroport, n-avea aici fermă pe cap, nu avea, era ok. În schimb, acum avea zis că e din desene animate, să mor, deci cum se uită așa la tine și să moare dacă nu. Din nou, știi cum arată, știți cum arată, bă? Exact ca atunci când și-a făcut Dexter, bă, chestia, bă, o să pun acum o poză pe ecran dacă mi-a uitat. Exact ca ăla arată, bă, mă jur. Zici că e din clipul lui The Weeknd, bă, când a făcut el cu... So you dancing in a crowd, știi, exact așa, bă, să mor. So you dancing in a crowded room, you look so happy when I'm not with you, and by the day you should ready by... I don't know why I run away. Ain't a tear in a shining party. Run away, run away. Cred că am greșit melodia. Am făcut mashup, am început cu The Weeknd, m-am dus pe Avicii sau unde m-am dus. Și următoarea pozea, nu, mamă, să nebunesc, băi, să n-am, bă, de ce, frate? Oare, stai, că acum intrăm în altă problemă în care nu vreau să mă bag. Era femeie, era bărbat, s-a făcut femeie sau de asta? Bine, dar putea să fie ce gen voia el, dar de ce s-a făcut așa, frate? De ce nu și-a pus... O perucă de așa cu breton frumos blond, deci uite, eu zic că arăta bine, mă jur, deci dacă cu fața asta ai fi zis oarecum că e mai fată așa și ar fi pus o perucă și arăta bine, dar de ce și-o făcut asta, bă? De ce și-o făcut, bă? Na, parcă n-are sens, bă, îți bagi așa ochii în interior și ți-i astupe așa, știi, și îți ies pomeți, ești așa tare, bă. Faci așa un năsuț micuț, bă, nu înțeleg asta cu... Lasă, bă, să ai nasul mare, să ai nănău, bă. Lasă, bă, să ai nănău acolo, știi, când intri în cameră, să intri nasul primul, te salvează în caz de ponte, te bagi în nasul, știi? Un nas ca lumea te salvează, frate, știi, vrei să-i dai la un cap în gură decât să dai aici, știi, să te lovești. Mamă, i-ai dat cu nasul. Hop, l-ai lovit pe ăla. Mamă, săgeată direct în ochi ai dat-o, știi? E mai bine. Îți faci așa trăsăturile perfecte. Bă, te faci așa balon cu apă. Zici, ești peștele balon, mă. Peștele balon. Oarecum nu arată așa rău. Nu poți să zici că arată așa rău. Sincer,
nu? Până la urma urmei, dintre toate chestiile astea, mi se pare că la aia o ieși cel mai bine. Adică din tot ce am văzut până acum, cred că la aia e cel mai ok. Și îmbrăcat și frumos, vezi? E ok. O să dau pas aici că, na, nu știu, frate. Nu știu ce-o fi în sufletul lor, bă, când vrei să te faci frumos după 5 ani ți se umflă așa fața. Bă, Donatella e Versace și ăștia, bă, frate, nu poți să mai faci ceva, adică gata, ăsta, adică când ajungi așa, nu mai cum să dea înapoi, nu poate să bage aia seringa, hop, să facă așa, să scoată lichidul ăla sau ce-o fi, chiar nu, nicio care din toarcere. O să poate mere, păi dar nu mai fac nicio, las, că-mi las părul meu, las. Mai bine chiar și fericit decât cu păr. Și nefericit. Asta e o mare vorbă din bătrâni. Săraca asta a fost o pățit la fel, dar cu aceeași buză, bă, dar de fapt cred că se bagă, bă, oare ăsta se bagă doar în prima buză, bă, deși asta o pățit la fel. Ia uite săraca în poza asta din mijloc, bă, cum e așa foarte exagerat, bă, ce rău îmi pare. Dar de fapt cu ochelarii ăștia l-au, cred că simte foarte bine, că adică erau la mare, știi, adică ei nu prea îi pare rău, adică îmi pare rău mie degeaba dacă ei nu-i pare. Poate așa o vrutea, știi, că dacă ai un puric așa care ți iese din naștri sau un muncă așa, știi, când vine pe aici, hop, și are panta așa, știi, face hop, știi, pe buză așa, hop, știi, și o sări, face schemi cu schiurile acolo, știi, îl filmează aia pe puric acolo. Da, ce terminată. Cred că și la fata asta o să merg cu un ușor pas, pentru că de fapt e ok, bă, chiar e ok. Nu pot să zic. Nu, la asta nu dau pas. Bă, e ok, bă. Așa au vrut ea. E ok, acceptabil. Why the capul meu? Bine, și na, nu știu ce să zic, nu știu, m-am blocat. Bine, voi vedeți de pe telefon, dar eu am poza mare aici și gen chiar se uită foarte insistent la gen, bă, mega insistent la, nu-mi place, pe bune, nu. E ok, cred că o micșorez un pic, nu pot. Deci nu pot să comentez dacă mă uit așa, zice, bă, și-l apreciez pe omul ăsta, bă. Michael Jackson, bă, legenda, un om extraordinar, zici că l-am cunoscut, zici că eram în backstage cu el, știi, și înainte mâncam ceva, înainte să aibă el concert, bă, Michael, ne întâlnim, da, frate, mergem până în Brașov, mergem, frate. Păi, Nick, I know a person with a Airbnb in Brașov, știi, we go there, ah, yes, Michael, mergem there, I know, we get, no problem, be careful, wow. Bă, fața ca fața, nu mă interesează, dar eu sunt foarte curios, așa e pielea lui, așa a ajuns să fie pielea lui sau e machiat, că nu pot să înțeleg, gen, se poate să faci albire la piele, adică eu pot să devin mai alb, pot să devin așa, gen, cap. Cavarul, știi, să nu, cavarul și cavarul. Da, cred că cam astea au fost pozițiile, cam astea au fost persoanele cu, deci ce am înțeles șacalor din episodul ăsta? Nu ne facem operații estetice. Bravo. Și ce ai înțeles tu, Snic, din episodul ăsta? Nu mai îmi pun păr. Foarte bine, bravo, rămâi chelbos și mai bine așa. Lăsați acolo comentarii, o să citesc toate comentariile. Dau inimă neapărat, bă, să vă abonați și la canalul de gaming. Bă, mereu uibă să zic la început, înseamnă că nu e important. Să vă abonați la canalul de gaming, facem 200.000 de abonați acolo, rupe Minecraft acolo, vorbim, cântăm, râdem și acolo. Adică aveți un link și acolo în descriere pentru canalul mic. Un follow pe Instagram, poate facem noi 300.000 în vreo 5 ani, cam așa, că tot acolo rămânem la 250. Pe țapă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat! Pupu!